Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Heraldo, campanie online, pentru că este luna martie, ne-am gândit la o campanie frumoasă în care ne dorim să elogiem, să celebrăm femeia. Și vom vorbi în această campanie despre rolurile femeii atât în societate cât și în viața privată, despre regăsirea și despre reinventarea femeii, despre foarte multe lucruri care țin de feminitate, de feminism, despre ritualurile femeii în luna martie, pentru că o considerăm, nu numai noi bărbații, o considerăm o lună frumoasă, o lună a iubirii, o lună dedicată femeii și unde, bineînțeles, începe un nou ciclu odată cu începutul primăverii, începe un nou, de fapt se schimbă un ciclu, nu doar un anotimp, se schimbă un ciclu al vieții, un ciclu al anului. Astăzi alături de noi este Olimpia Mioara Mireștean, inițiatoare a unor cercuri dedicate femeilor, ateliere dedicate femeilor și de asemenea practicant șamanism. Și ne-am gândit să venim înaintea dumneavoastră cu o carte, o carte specială și o carte care se configurează, aș spune eu, foarte bine pe această frumoasă campanie pe care, iată, am dedicat-o femeilor. Este vorba despre Misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor, de Mary Esther Harding, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald în traducerea lui George Arion Junior. O carte care putem spune că este o încercare de a prezenta anumite fundamente arhetipale din psihologia feminină. Structura psihică nu este formată numai din conținutul conștient, ci și din idei care par să se bazeze pe percepții senzoriale alterate în chip ciudat, percepții senzoriale care sunt modificate de elemente formative apriorice și inconștiente, adică de arhetipuri. Și bineînțeles că nu degeaba această minunată carte, Misterele femeii, face parte din această frumoasă colecție, colecția Arhetip, pentru că vom încerca să vorbim și despre arhetipuri feminine. Olimpia. Bine, m-a invitat, bine vă găsesc. Cum celebrăm femeia? Ce înseamnă femeia? Ce înseamnă femeia pentru ea însăși? Pentru că trăim într-o perioadă, cel puțin în ultimii ani, în care vorbim și se aude această sintagmă tot timpul. Vorbim despre regăsire, vorbim despre redefinire, vorbim despre reinventare, exact. Ca și cum renaștere. Da. Ca și cum mă gândesc, până acum am stat, sau mai degrabă femeia a stat așa într-un soi de con, de umbră, într-un soi de, i-aș spune, ignoranță, cu voia sau fără voia ei. Și iată, acum cumva femeia renaște, exact cum ai spus tu, se redescoperă pe sine, își redescoperă feminitatea, probabil că își redescoperă și niște roluri. Ce înseamnă de fapt femeia? De fapt, suntem femei și sunteți bărbați, pentru că atunci cândva, de acolo de unde am coborât, am hotărât să ne naștem într-un trup de femeie, într-un corp de femeie și asta mă face să fiu femeie. Asta mă face să am altfel emoțiile față de bărbați, să am o altă percepție asupra lumii, să am în mine puterea de a da naștere unui copil, de a da viață cu ajutorul unui bărbat, bineînțeles, dar asta este în interiorul nostru, în acest corp. Asta ne face să fim femei. Și unele dintre noi ne identificăm foarte mult cu corpul, uitând că suntem mai mult de atât, iar altele uităm total, că suntem femei în acest corp. Și în acest corp avem un ciclu, exact cum ai spus tu, este
Precum cele patru anotimpuri, așa avem noi ciclul nostru interior, pe care le invit pe toate femeile care ne ascultă și care o să citească oricând despre ce înseamnă a fi femeie, să se asculte pe ele, pentru că tot ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă prin acest corp. Prin corpul meu de femeie, la tine prin corpul tău de bărbat. Noi tot ce percepem, percepem prin a fi femeie, tu percepi prin a fi bărbat. Nu asta suntem cu adevărat, dar asta face ca viața să ne fie într-un anumit fel unică. Întotdeauna vom trăi, o poți să explorezi câte vieți vrei, dar întotdeauna tu vei avea un corp și o trăire în acel corp, în acea viață. E alegerea noastră cum trăim. E alegerea noastră cum ne bucurăm că suntem femei, cum ne bucurăm că suntem bărbați. Nu ne poate impune nimeni asta, deși poate femeia n-a aflat despre ea, despre cum îi funcționează corpul, despre ciclul menstrual, despre trăirile ei care sunt firești când este în ovulație sau când de fapt ea este în retragere. N-a învățat-o nimeni, nu i s-a spus la școală, nu i-a spus mama, dar ea are acum multe, multe surse de a se cunoaște pe ea și de a le învăța pe fiicele ei și pe băieții ei, de a învăța că suntem diferiți, dar în același timp suntem foarte frumoși și complementari și minunați împreună, bărbați și femei. Iar acum, în pragul primăverii, pentru noi femeile este o renaștere, în sensul că trăim cumva arhetipul Persefonei. Persefona, cea care în mitologie a fost zeița frumoasă care trăia într-o minunată grădină a Demetrei, mama ei care o ținea într-un bol de sticlă acoperit și era, credea că asta e tot ce înseamnă să fii femeie. Era naivă, era frumoasă, era minunată și a fost răpită. Pentru că o altă femeie, o altă zeiță, i-a văzut frumusețea, i-a văzut naivitatea și a vrut să se joace și aceea a fost Afrodita. Ia uite, zeița frumuseții poate să se joace, poate să fie poate invidioasă, dar e tu femeie. Și Hades a descoperit-o. Și acolo, în lumea de jos, ea, care este iarna în anotimpul nostru și ca femeie este în retragere în perioada menstruației, este ceea ce noi observăm, ceea ce conducem, ceea ce aflăm despre noi în interiorul nostru, pentru ca primăvara, când zeița Afrodita, de fapt, zeița Persefona devenită zeița lumii de jos, cea care conduce sufletele, reiese, vine la suprafață, se îndrăgostește din nou de natură, dar este cu totul altfel, nu mai este naivă, nu mai poate fi păcălită. Este femeia înțeleaptă care se bucură de tot ce în jurul ei. Și asta trăim acum ca femei, acest arhetip. Iar în această carte, Misterele Femeii, cele care sunt dornice să se cunoască mai mult pe sine, cunoscându-se prin intermediul arhetipurilor, vor descoperi ce este zeița fecioară și cum poate să fie preoteasă și cum poate să se bucure de actul sexual și cum poate să se bucure de faptul de a fi femeie care râde, se bucură de ea. Pentru că noi oferim doar ceea ce avem, indiferent că suntem bărbați sau femei. Nu putem da ceea ce nu avem. Și femeile au această tendință, foarte multe dintre noi avem tendința aceasta, de a dărui fără a ne hrăni pe noi întâi. Și asta e o lecție a naturii. Întâi te hrănești pe tine, îți asiguri lumina, ai crescut, îți asiguri apa și după ce a crescut copacul mare, dă roade. Dar întâi se hrănește pe el ca să poată să înflorească, să fie văzut, să atragă albine, să atragă păsări care își fac cuiba acolo și apoi să dea roade. Exact așa suntem și noi. Și uităm asta. Pomeneai mai devreme de preoteas. Care da. Este un arhetip feminin, așa cum de altfel există și în varianta masculină, arhetipul preotului, un arhetip sacerdotal. La un moment dat în carte, și aș vrea puțin să discutăm despre acest lucru, la un moment dat în carte, autoarea Mary Esther Harding vorbește despre ritualurile lunii. Ce reprezintă aceste ritualuri? Da, făcând legătura între ritualuri preotese, ritualul care începe acum și am vorbit cu tine înainte de emisiune este un nou andacic
pentru că după unii arheologi sau după oameni de istorie, din domeniul istoriei, anul dacic începea în 1 martie, după alții ar fi în perioada Sfântului Andrei, în sfârșitul toamnei, începutul iernii. Deci, ritualic, femeia este legată de lună. Preotesele celebrau luna, dar în ce sens celebrează luna? Corpul femeii este precum o lună, pântecul ei, pântecul în care dă viață, nu este plat ca unui bărbat, ceea ce femeile încearcă, multe dintre ele, să facă mergând la sală sau trăgând foarte mult de ele pentru a avea acel abdomen plat. Femeia are o rotunjime ca a lunii pline. Nu e neapărat să fie mare sau mică, dar e rotunjimea. Luna poate să fie plină, poate să fie lună nouă, da? Ea este în conexiune cu ceea ce se întâmplă în interior, pentru că luna este acel principiu feminin interior, este subconștientul nostru, pe când soarele este activ, este aici, acum. Este ceea ce vedem. Va urma un echinocțiu în care lumina și întunericul sunt la egalitate. În acel moment, de obicei era 21, ar fi 21 martie, dar poate să fie 20, 21, depinde cum cad, anul acesta va fi pe 20 martie. În acel moment, eu pot să văd în lumină ceea ce îmi era ascuns. Luna strălucește în zi, iar soarele strălucește, mă îndrept spre dreapta. Dreapta e zona soarelui, e zona masculinității. Ziua, viitorul, luna este trecut, subconștient, feminin. Deci soarele poate să lumineze în întuneric și să aducă mult mai multă lumină în acele părți ale subconștientului nostru care încă nu s-au văzut, încă nu s-au lăsat văzute. Este un moment profund care va fi în acest două săptămâni, cred că, pe care îl vom trăi cu toții, indiferent că suntem femei sau bărbați. Încercăm să nu fim influențați de natură, de tot ce se întâmplă, dar suntem foarte senzitive ca femei, la fel ca și bărbați. Este un ciclu din care facem parte și este un ciclu al naturii care se regăsește în corpul nostru, în viața noastră. Nu degeaba se spune copilăria este primăvară, da? Așa mai departe, până ajungem la iarna, în care este perioada aceea de înțelepciune profundă la care ajunge un om matur, o femeie matură. Este iarna în care mergi la ea cu mult drag și îți povestește despre experiențele vieții ei, nu afectată, ci spune ce ar fi putut face mai bine sau mai rău, dar cu o înțelepciune care este dată acelui moment al vieții. Și ca femeie vă invit să nu vă speriați de acele momente ale vieții în care ajungeți în menopauză, în care ajungeți bunici, în care ajungeți să vă bucurați de libertate, de a nu mai munci și a vă bucura de tot ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că sunteți tot femei și sunteți într-o altă etapă în care corpul are nevoie de altceva pentru a-și manifesta feminitatea. Și a fi femeie nu înseamnă neapărat a-ți pune tocuri, a te machia. A fi femeie înseamnă a te bucura de ceea ce ești, așa cum a fi bărbat înseamnă a te bucura de ceea ce ești. A fi femeie înseamnă a primi, ca apoi să poți dărui din ceea ce ai. A fi femeie înseamnă a te lăsa mângâiată și a mângâia, dar a te respecta și a respecta pe celălalt. Astea sunt niște calități pe care le are femeia, pe care femeia le primește ascultând, ca apoi să poată vorbi dacă are spațiu deschis ca să vorbească, nu doar să vorbească, pentru a fi auzită când nu este auzită. Asta este femeia. Femeia este o bucurie, ajunge să intre în casă, să zâmbească și lumea se schimbă. Dar întâi zâmbește pentru ea și asta vă încurajez, să zâmbiți pentru voi. Și astăzi, dacă sunteți triste, este perfect, mâine veți fi bucuroase. Suntem un ciclu. Suntem o ciclicitate.
Odată copacul este trist pentru că bate vântul și au căzut frunzele, dar în același timp nu este trist tot timpul, că știe că vor răsări alte frunze. Cumva învățăm din natură tot ce se întâmplă și să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de soare. Iar zilele babelor, ați văzut, sunt 9 zile în an, în luna martie, în care ba ninge, ba plouă, ba este soare. Exact așa suntem și noi, femeile. Și nu vă mai prindeți atât că, a, dar nu este spiritual să fiu tristă sau să mă furi. Ba, este foarte spiritual, nu este spiritual să ții furia în tine, nu este spiritual să te minți pe tine. Nu este spiritual să te trădezi pe tine cu ceea ce îți place, cu ceea ce ești cu adevărat, cu măștile pe care ți le pui. Și dacă uneori e nevoie să-ți pui o mască pentru că te salvează, pune-ți masca și te salvează și tu ești conștientă că ai pus masca pentru a te salva în momentul respectiv de ceva. Adică să o faci asumat. Asumat. Autentic. Să știi că e doar un rol. Pentru că jucăm rol de mamă, jucăm rol de fata tatei, fata mamei, bunica, soția, iubita, amanta, șefa, angajata. Sunt roluri, cu adevărat suntem cu totul altceva. Și nu e momentul acum să căutăm ce suntem. Există acel moment în care cauți cine sunt. Și o să vezi că ești mult mai mult decât corp, ești mult mai mult decât tot ce se întâmplă. Dar nu întâmplător ai coborât în acest corp de femeie. Dacă ești femeie sau un corp de bărbat. Pentru că tu înveți, experimentezi viața prin acest corp. Experimentezi tot ce ține de ritualul vieții tale. Tot ce ține de ritualul poporului în care te-ai născut. Și vezi ce ți este de folos și ce nu. Nu le iei toate de-a gata. Poate le iei de-a gata la început, când era Persefona, era Cori, era fata naivă, da? Zeița naivă. Când mama ei o ținea sub... Și apropo, urmăriți acum, care e mama care ține fata sub acest clopot? Dați-i voie să-și trăiască viața, să experimenteze viața. Nu o să o puteți apăra, pentru că viața nu înseamnă apărare, nu înseamnă tot timpul grijă. Viața înseamnă și bucurie, viața înseamnă și a cădea, a te ridica, pentru că te ridici mai sus și mai puternică. Și dați-le voie să-și trăiască viața. Poate va fi greu, dar așa se ridică și așa devin puternice și frumoase. Astea sunt fiicele pământului. Pagina, grupul de femei în care lucrez, ritualuri, practici șamanice și de dezvoltare personală pentru femei, chiar așa l-am și numit, femeile acestui pământ, pentru că noi chiar suntem fiicele pământului și e cea mai mare energie, energia feminină este cea a pământului, a naturii. Și e momentul acum să trezim că, de asta vorbeam de, este o reinventare feminină? Este o redescoperire. Ce înseamnă să fiu femeie fără măștile care mi-au fost puse de societate, de familie, fără ideile preconcepute despre ce înseamnă a fi femeie, ce am voie să exprim, ce n-am voie, ce se cade, ce nu se cade. Dar cine ești tu de fapt ca femeie? Asta le invit să vadă. Ce ești tu ca femeie? Ce îți place cu adevărat? Ce te hrănește pe tine cu adevărat? Nu ce spun ceilalți că te hrănește. Cum te respecti tu cu adevărat? Și este o lună dedicată femeii, dar le invit să se simtă femei frumoase și autentice în fiecare zi din viața lor. Nu doar în luna martie. Corect. Dar cu atât mai mult în luna martie. În luna martie. Pentru că este o reinventare, o renaștere. Adică aceste arhetipuri mitologice sunt realități care le întâlnim. Această Persefona a fost naivă, a coborât, a înțeles ce înseamnă să călăuzească sufletele, ce înseamnă să trăiască acolo și nu este moartea. Persefona, această zeiță, este zeița lumii de jos, călăuzește alături de Hades. Iar când s-a reîntors alături de Hades, a fost puternică, a fost ca o regină. Nu a fost, am și eu ceva de lucru acolo, lumea de jos și acum mă întorc să văd să mă distrez. Era tot ea, dar era mai înțeleaptă, s-a bucurat la fel de primăvară, de vară. Era zeița recoltelor, nu? Putea să fie și zeița lumii de jos. Asta e femeia, totală, autentică, plină. Dragii noștri, am vorbit astăzi... Eu fac acum un cerc pentru femei. Da. Poate am vorbit mult de Persefona, că pentru că am un cerc de femei exact pe așa tipul și mi se pare fascinant. Mulțumesc mult! Cu drag, păi bănesc că femeile care își doresc...
să participe la un astfel de atelier, de cerc, cum îi spui tu, Da, cerc. Da. te pot găsi pe pagina de Facebook. Pe ritualurile Olimpia Mioara Mireștean sau pe grupul acesta dedicat doar femeilor, femei ale acestui pământ. Dragii noștri, Te aștept. a fost astăzi alături de noi Olimpia Mioara Mireștean, inițiatoare cercuri și ateliere dedicate femeilor, practicant șamanism. Am vorbit despre cartea Misterele Femei, Simboluri și Ritualuri de Inițiere de-a lungul timpurilor, de Mary Esther Harding, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald și care face parte din această campanie frumoasă de pe site-ul editurii Herald. O campanie dedicată femeii, dedicată feminității, dedicată feminismului, pentru că iată luna martie, luna iubirii și luna femeii, în care celebrăm și omagiem femeia cu toate rolurile pe care le îndeplinește. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Așadar, iată, vă invităm să aveți mintea deschisă pentru a primi o carte deschisă. Vă mulțumim cu recunoștință. Olimpia ne arată și cartea la cameră. Vă mulțumim cu recunoștință. Vă dorim lectură plăcută și o zi binecuvântată. La mulți ani tuturor femeilor! Mulți ani!